2 Timotei, capitolul 3, vom citi primele 5 versete. De data asta o să citim dintr-o traducere a Bibliei care se numește Fidela. Ea a fost produsă la Cluj de niște oameni care se pricep și aș vrea să ascultați cum sună în traducerea aceasta textul din această seară. Dar să mai știi aceasta, că în zilele de pe urmă vor veni timpuri primejdioase, fiindcă oamenii vor fi iubitori de sine, lacomi, lăudăroși, mândri, blasfemitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără sfințenie, fără afecțiune naturală, călcători de pace, acuzatori falși, lipsiți de autocontrol, feroce, disprețuitori ai celor buni, trădători, impulsivi, îngânfați, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar negându-i puterea și ferește-te de astfel de oameni. Amin. Să ocupăm locurile. Am hotărât ca până la sfârșitul studiului nostru să citim textul acesta dintr-o altă traducere a Bibliei, pentru că aș vrea foarte mult să căpătăm respect pentru toți cei care au lucrat de-a lungul anilor, de la 1650 până astăzi, în țara românească s-au produs foarte, foarte multe Biblii și s-au tradus probabil peste 40 de variante a Bibliei în limba română. Și se merită să le vizităm, să vedeți ce extraordinar a lucrat Dumnezeu și pentru nația noastră, pentru poporul nostru. Ei, în seara aceasta avem un nou cuvânt foarte important. Mă gândeam că avem mai puțin în seara asta, probabil oamenii s-au plictisit de atâtea cuvinte grele din Biblie, nu vor să le mai știe. Sau a venit vara. Nu știm exact ce se întâmplă. Probabil că sunt și foarte multe noțiuni negative și oamenii vor să audă și lucruri pozitive, da? Mă tot gândesc că și la roda Duhului n-au fost mai mulți decât ca acum. Cuvântul acesta, neiubitori de bine, în limba greacă este afilagatoi. Afilagatoi. Afilagatoi înseamnă neiubitori de bine, opuși binelui și oamenilor buni. Înseamnă ostil virtuților, înseamnă disprețuitori ai oamenilor buni. Disprețuitori ai oamenilor buni. Deci, cine nu iubește binele, nu iubește nici pe oamenii de bine și nici pe oamenii buni. Vom vedea din Cuvântul lui Dumnezeu mai multe aspecte ale acestei caracteristici a oamenilor din vremurile din urmă, care nu vor iubi binele. Haideți să vedem cum au tradus Bibliile românești de-a lungul istoriei cuvântul ăsta. În primul rând, Noul Testament de la Alba Iulia, primul în limba română, 1650, îi spune și de la Bălgrad, că așa se numea Alba Iulia în timpul acela, neiubitorii bunilor, neiubitori bunilor. Deci, cu alte cuvinte, cei care nu iubesc pe oamenii buni, dar și binele pe care îl fac oamenii buni. Cuvântul viu, traducerea cuvântul viu, zice dușmani ai binelui. Urmă, Biblia deschisă zice urâtori de bine, oameni care urăsc binele, neiubitori. Deci, dușmani ai binelui, traducerea interconfesională, este o Biblie tradusă cu puține ani în urmă de un grup de frați din toate cultele evanghelice și a fost numită traducerea interconfesională, dușmani ai binelui. Noul Testament, traducerea modernă, zice, vor fi împotriva a ceea ce este bine. Oamenii vor fi împotriva a lucrurilor care sunt bune și bine. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, zice, vor bazjocori pe cei ce încearcă să fie buni. Asta mi se pare excepțională. Își vor bate joc de oamenii care fac eforturi să fie buni și să producă binele în jurul lor.
Și Fidela, ați observat, disprețuitori ai celor buni. Din nou, se referă la oameni. Haideți să vedem caracteristicile, să vedem cum sunt oamenii neiubitori de bine. Persoanele care nu iubesc binele, în general, pot prezenta o serie de caracteristici și de comportamente, atitudini, care le diferențiază de cei care apreciază și promovează binele în societate, nu? Iată câteva caracteristici. În primul rând, au tendința să fie egoiști și egocentrici. Egoism și egocentric. Polarizează propriile interese și nevoi în detrimentul celora din jurul lor, altora. Ei sunt cel mai important și nu ceilalți din jur. Manifestă un interes redus pentru binele comun, sunt pentru ajutorarea celorlalți. Lor să nu le spui că trebuie să ajutăm pe cineva, el vrea să fie el ajutat, el să fie pe listă. Omul care nu este iubitor de bine este lipsit de empatie. Nu reușește să înțeleagă sau să răspundă la sentimentele și suferințele altora. Să nu-i povestești de bolnav, de necaz, lui pasă, lui de celălalt ce se întâmplă. Ăsta nu se roagă la ora de rugăciune pentru alții, pentru bolile altora. Ei pot ignora sau minimalizează problemele oamenilor din jur. Dacă ai un bărbat din ăsta, să nu-i povestești că te doare ceva. Ce te plângi atâta? Ce te vaiți? Nu? Nu-l interesează, n-are simpatie, n-are empatie, milă de omul care este în necaz și în suferință. Are tendință să fie cinic și pesimist în același timp. Vor să vadă și le place să caute întotdeauna partea negativă a lucrurilor și de a critica în mod constant eforturile tale de a face bine. Vei fi batjocorit dacă îți spui că vrei să ajuți pe săraci, nu? Vrei să faci un lucru bun. Are vorbe de batjocură la adresa ta. Poate denigra sau ridiculariza acțiunile altruiste. Mi-a plăcut foarte mult când i-am spus unui frate din biserică, i-am zis, uite, poți să fii misionar, să te duci în misiune, după predica mea de duminica trecută, poți să trimiți pe cineva în misiune sau poți să n-asculți de Domnul. Zice, frate, mai este o categorie. Care? Ăia care îți bat joc de ăia care pleacă în misiune. Și mi-am dat seama că avea dreptate. Că oamenii aceștia care văd lucrurile așa, care sunt neiubitori de bine, când te aude că vrei să mergi misionar, spune că asta, nu ești normal, nu? Ce te-a apucat? Stai cu minte, Domnule. Nu vezi zău de ale tale. Salvează-te pe tine, lasă pe alții să moară în păcatele lor, nu? Cinici și pesimiști. Au un comportament manipulator. Pot folosi oamenii pentru a atinge scopurile lor proprii. Nu iau în considerare consecințele asupra celorlalți oameni. Manipulează situațiile să fie în avantajul lor, chiar dacă lucrurile acestea produc rău altora, nu fac pagube altora. Sunt apoi invidioși și plini de resentimente. Manifestă invidie față de succesul și fericirea altora, nu? Să nu-i povestești că Domnul te-a binecuvântat. Aoleu, asta e ca o amendă pentru el, nu doarme noaptea aia. Se spune, să audă că tu ai fost binecuvântat de Domnul, te-a ajutat Domnul. El nu vrea asta, nu? Pot încerca chiar să submineze realizările altor persoane. Nu numai că te vorbește de rău și te... Dar pot face acțiuni să nu-ți iasă lucrurile bune. În al șaselea rând, oamenii aceștia au un fel de indiferență față de moralitate. Au o atitudine relaxată față de conceptele de bine și rău. Cine stabilește ce e bine și ce e rău? El stabilește ce e bine și ce este rău, ce e bine pentru el, nu? Pot ignora normele etice și morale
în comportamentul lor zilnic. Sunt oameni lipsiți de integritate, nu sunt sinceri și nu respectă cuvântul dat. Pentru că asta e un lucru pozitiv, să te ții de cuvânt, nu? El nu iubește nimic ce este pozitiv. Pot trăda încrederea altora pentru beneficiile lor personale. Te poate vinde pe 100 de lei. Asta este omul care nu iubește binele. Au tendințe să fie agresivi și sunt cuprinși de animozitate. Pot avea un comportament agresiv, ostil față de ceilalți oameni, nu mai ales dacă sunt de treabă. Sunt predispuși la conflicte și la provocarea altora. Opun rezistență la orice schimbare pozitivă. Ăsta votează contra la orice lege care ar îmbunătăți situația lumii, nu? Situația țării, situația comunității, a bisericii, a instituției în care lucrează. Se opun inițiativelor care vizează îmbunătățirea situației sociale sau personale. Pot fi refractari la idei și acțiuni progresiste care se ducă la progres, la binele altora. Și ultima, au un fel de ignoranță voluntară, deci au hotărât ei în ce domenii să fie ignoranți, să nu le pese. Aleg să nu se informeze sau să nu se educe cu privire la probleme, cum ar fi probleme sociale, de morală, nu? Preferă să rămână în zonele lor de confort și să evite confruntarea cu realitatea. Acesta este portretul omului care nu iubește binele. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați deja identificat persoane de genul ăsta cu care aveți de-a face în fiecare zi, probabil. Unii v-ați căsătorit cu câte unul din ăsta. Neiubitorii de bine sunt foarte stânjeniți, de exemplu, să spună ceea ce este bine și corect, nu? El are mari rezerve, nu? Ia cuvântul undeva, el nu poate să aprecieze dacă tu ai făcut un lucru bun, nu? Are niște explicații, zice, să nu cadă fratele de la credință, să nu se îngânfe, nu? Dar nu apreciem niciodată lucrurile bune pe care cineva le-a făcut, nu? Are deja explicații teologice. Să simte stânjenit, să ia poziție pentru ceea ce este bine și să apere binele, nu? Să nu aștept să te apere ăsta la judecată sau cine știe undeva. Are un fel de stânjenează, he is embarrassed, nu? Să fie cunoscuți ca oameni buni în societate, nu? Bun înseamnă prost pentru ăsta, nu? Dacă ești bun, ești prost, nu? Ați auzit formularea asta, nu? Omul bun zice că e prost. Cine spune asta? Acești oameni care urăsc pe oamenii buni. Apoi să simt foarte embarrassed, stânjeniți, să fie prietenoși cu oameni buni. Nu o să fie prietenos cu tine niciodată un asemenea om, nu? Este stânjenit să spună nu lucrurilor pentru care sunt lucrurile care sunt bune, care nu să spună nu lucrurilor care nu sunt bune pentru el. Și cum ar fi, de exemplu, sănătatea, băutura, drogurile, fumatul, imoralitatea, nu? Să nu-i spui la ăsta că lucrurile astea sunt periculoase sau nu sunt bune pentru el. El nu vrea să recunoască asta, nu? V-am mai spus de o real estate care a murit, de fapt, de cancer la plămâni și îmi spunea să nu zici că din pricina țigărilor. Nu, nu, absolut deloc. Fuma o țigară una după alta. Ăștia, să nu le spui că lucrurile astea le dăunează la sănătate, să se lase de băutură, de droguri, de fumat, de imoralitate, nu? Să trăiască cinstit. Ei sunt foarte supărați să audă sfaturile astea din partea ta. Dar haideți să vedem ce spune Biblia acum despre oameni de genul ăsta.
să găsim câteva versete din Vechiul Testament și apoi din Noul Testament în legătură cu această calitate sau lipsă de calitate, nu? Acest defect al oamenilor din vremurile din urmă. Găsim că la rezidirea Ierusalimului, Neemia se confruntă cu dușmanii care nu se bucură de binele poporului sfânt. Sunt niște dușmani a lui Israel, a lui Iuda, practic, Iuda se întoarce din robie, care spune Sfânta Scriptură că nu vedeau de bine ceea ce făceau ăștia, deloc. Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Nu le place de oamenii buni, nu le place de oamenii care vor să facă binele altora. Și dușmanii ăștia a lui Iuda sunt deja cunoscuți în cărțile Neemia și Ezra, pentru că erau supărați pentru binele poporului care se întorcea din robie. Ăștia rezideau templu, rezideau Ierusalimul, își puneau gospodăriile la punct, și ăștia au uneltit tot timpul să împiedice în lucrarea aceasta. David plânge lipsa oamenilor iubitori de bine din vremea lui. Iată ce spune în Psalmul 14, versetele 1 la 3. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul ca să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Sunt niște versete extraordinare. David deplânge această cădere morală a generației sale în care spune nu e niciunul care să vrea binele. Nu vor să-L caute pe Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, cei ce nu iubesc binele, spune Sfânta Scriptură că răul le va ruina viața. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință. Dar cine urmărește răul este atins de el. Răul pe care îl iubești te va atinge într-o zi. Te va ajunge exact răul pe care tu îl urmărești. Proverbe 11:27. Un alt lucru excelent îl găsim în profetul Isaia. Profetul Isaia are un șir de vaiuri, dacă vreți, plânge decăderea morală a neamului său și unul dintre vaiurile astea lui Isaia este tocmai pentru cei care numesc răul bine și invers, binele rău. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Isaia 5:20. Este o listă foarte specială a lui Isaia cu aceste vaiuri. Vai de cei care, și are o listă întreagă cu oameni care pe vremea lui se purtau cum nu trebuie. Profetul Ieremia, culmea, un om al lui Dumnezeu extraordinar, un sfânt al Domnului, este acuzat că nu urmărește binele poporului. Nu? I-a sfătuit să meargă în robie. Avea revelație din partea lui Dumnezeu că pedeapsa care venea peste Iuda era o pedeapsă pentru păcatele lor, pentru cei 70 de ani în care n-au respectat sabatul pământului. Odată la 7 ani, evreul trebuia să nu cultive ogorul, să lase liber, să se odihnească pământul. Și atâtea datorii și-au făcut că Dumnezeu a socotit 70 de ani, câți ani n-au respectat ăștia regula Domnului, nu? Deci dacă numărați 70 ori 7, nu?
490 de ani evreii n-au respectat acest sabat al pământului. Trebuia să lași pământul să se odihnească, nu? Așa l-a făcut Dumnezeu, a poruncit Dumnezeu asta. Așa cum trebuie să lași animalul să se odihnească duminica, nu? Calul tău care l-ai. Evreul nu și-a lăsat pământul să se odihnească, l-a cultivat extensiv în fiecare an. Și atunci Dumnezeu a luat 70 de ani să se odihnească pământul ăsta, care a fost, nu s-a odihnit suficient. E bine, la asta s-au adăugat multe alte păcate pe care le-a făcut Israel. Dar numărul ăsta de 70 l-a luat Dumnezeu exact din socoteala care v-am zis-o. Și atunci căpetenile împăratului s-au dus la împărat și au zis, omul ăsta care a sfătuit pe evrei, oameni mulți, plecați în robie, că Dumnezeu va avea grijă de voi în acei 70 de ani și voi sau copiii voștri veți veni înapoi. Ascultați ce spun despre Ieremia. Omul acesta ar trebui să moară, căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le astfel de cuvântări. Ține predici de genul ăsta, domnule. Omul ăsta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Ba, ăsta tocmai că le voia binele. Pietru Ieremia l-a aruncat într-o groapă plină cu noroi, de-abia l-a scos de acolo. Era deja bătrân, om în mare suferință. Dar oamenii buni, nu, sunt acuzați de oamenii răi că sunt răi. Ascultați-mă, e teribilă chestia asta. Numărul 6, un alt loc în Biblie, este profetul Osea. Poporul, spune Sfânta Scriptură, a lepădat binele cu scârbă. Ascultați, să lepezi binele cu scârbă, să fie scârbă de bine. Israel a lepădat binele cu scârbe, de aceea vrăjmașul îl va urmări, spune Osea 8:3. Deci nu numai că lepezi binele prin ignoranță, îl ocolești, nu vorbești despre el, nu-l bagi în seamă, dar să lepezi cu scârbă, să fie scârbă de bine, asta îl supără foarte tare pe Dumnezeu, că trimite vrăjmașii pe urmele tale. Și ultimul care îl mai pomenesc aici din Vechiul Testament este profetul Mica. Iată ce spune profetul Mica despre căpetenile lui Iacov care urau binele și iubeau răul. Și am zis, ascultați căpetenii lui Iacov și mai mare ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jefuiți pielea și carnea de pe oase, spunea cuvântul Domnului aici. Spune, nu numai că voi nu faceți și nu faceți dreptate, dar ați ajuns să urâți răul și să urâți binele și să iubiți răul. Dar haideți să facem o incursiune și în Noul Testament, să vedem câteva versete din Noul Testament. Domnul Iisus ne-a învățat să ne iubim chiar și vrăjmașii și să le facem bine. Nu numai să iubim binele, dar să iubim și pe cei care ne fac rău. Voind să iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Domnule spune să luptăm împotriva răului, făcând bine până și dușmanilor noștri. Și chiar să îi ajutăm fără să așteptăm să primim înapoi lucrurile cu care îi ajutăm. Scriind despre oamenii vremii sale, Apostolul Pavel spune că nu existau oameni care să facă binele, zicea el. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Roman 3, 11 și 12. De-aia Pavel știe foarte bine când scrie în
2 Timotei, capitolul 3, cuvintele acestea și adaugă pe neiubitorii de bine la lista oamenilor corupți a vremurilor din urmă. Apoi, tot Apostolul Pavel spune că oamenii care nu iubesc binele, iubesc, de fapt, pe cei ce fac răul. Romani 1:32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei care le fac. De aceea să n-aștepți de la un om care urăște rău să te simpatizeze. Nu? El simpatizează cu cei care fac rău ca el. Pe ăștia îi simpatizează. Pe ăștia găsește el buni. Nu? E un bețiv ca el. Fumează țigările lui ca și el. Ia droguri ca și el. Nu, ăștia sunt buni. Este compania pe care el o respectă. Și Apostolul Pavel spune să nu te aștepți ca oamenii ăștia să te iubească. În al patrulea rând, răul trebuie biruit prin bine, spunea marele apostol Pavel. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Romani 12:20-21. Aici vreau să vă spun, răul din univers nu trebuie înmulțit, ci trebuie stins prin bine. Orice bine pe care îl faci, anulează un rău care există. Ori de câte ori faci un rău, tu mărești răul care există în acest univers. În numărul 5, Apostolul spune că legea cărnii noastre păcătoase lucrează împotriva minții noastre care vrea binele. Este un întreg, eu știu, subiect teologic foarte profund care scapă multora dintre noi când Apostolul Pavel spune: găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Îmi place legea lui Dumnezeu. Vreau să fac binele. Dar când la o adică, uneori iese rău. Nu? Nu intrăm în subiectul ăsta care este foarte complicat. În al șaselea rând, în epistola către evrei, apostolul, cel care scrie epistola acum, personal, eu totuși cred că este mâna Apostolului Pavel aici, se spune că iubirea și facerea binelui este dovada maturității noastre creștine. Când iubești binele și faci binele, dovedești că ești matur creștin, un creștin matur. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia care judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Vei iubi binele pe măsură ce devii tot mai matur spiritual. Îl vei depista imediat, vei fugi de el. Lucrez acum la o carte pe care o traduc în limba română despre o femeie din Pakistan care s-a întors la Domnul, o femeie din rang mare nobiliar, o femeie foarte bogată din pătura nobilă a țării. Și ceea ce m-a șocat la femeia asta este faptul că atunci când l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în viața ei, citind Sfânta Scriptură, a devenit extrem de sensibilă la cercetarea Domnului, la prezența lui Dumnezeu în viața ei. Ori de câte ori făcea ceva care nu era în regulă, simțea cum prezența Domnului se depărtează de ea. Și imediat se pocăia, își cerea iertare și făcea binele. Șocul pentru slujnicele sale, pentru personalul, pentru că era foarte bogată,
a fost tocmai acest comportament creștin extraordinar. Dacă până acum era pretențioasă, striga la ei, mai, eu știu, mai amenința, mai pedepsea, dintr-o dată comportamentul creștin, bunătatea exprimată prin comportamentul ei, i-a făcut pe o serie din ei să se întoarcă și ei la Dumnezeu. În epistola aceasta, Apostolul Pavel spune că atunci când devenim niște creștini maturi și îl cunoaștem pe Domnul mai mult, oamenii vor vedea asta, pentru că știm să deosebim binele de rău și vom alege binele întotdeauna. În ultimul verset este Ioan, Apostolul Ioan ne spune clar că oamenii care nu iubesc binele, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. În concluzie, vreau să spun numai câteva lucruri. În primul rând, cine nu iubește binele, nu iubește nici pe cei ce fac bine. Okay? Este foarte clar. A doua afirmație este, cei ce iubesc răul și îl comit, sunt fiii celui rău. Trei, trebuie să ne așteptăm ca binele nostru să fie vorbit de rău. Nu, este unul dintre cele mai dificile lucruri. Faci bine și cineva te batjocorește, cineva te bârfește, cineva scoate vorbe pentru binele care l-ai făcut. Dar asta o fac întotdeauna oamenii care urăsc binele. Binele nostru va fi vorbit de rău, să fim pregătiți pentru asta. Răul nu poate fi anihilat decât prin bine. Nu putem să ștergem răul decât făcând bine. Și ultimul, zilele de pe urmă vor fi zile rele din cauza celor răi. Culoarea veacului rău este dată de oamenii răi. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim lui Dumnezeu și să ne rugăm să ne dea putere să fim buni, să iubim binele și să iubim pe oamenii de bine. Să ne rugăm Domnului.